Joi 1 iunie 1995, salonul pentru expoziții al Bibliotecii Județene Ion Minulescu din Slatina a devenit neîncăpător pentru mulțimea celor care veniseră să participe la o lansare de carte. În aceste timpuri în care banul a devenit zeul suprem, dar mai ales surogat al valorilor, un tânăr inginer își prezintă primul volum de poezii intitulat Drumul spre semn. Nicolae Zărnescu, născut în zodia Taurului, deloc din județul Vâlcea, inginer de automatizări și calculatoare. Deși de formație tehnică, și-a făcut din scrisul poetic un al doilea drum al vieții, jalonat de numeroase premii. După un prim premiu întâi la proză, obținut în anul 1987, în anul 1989 obține premiul întâi pentru poezie la concursul Roșu Vertical de la Câmpina și premiul revistei Cronica de la Iași. Tot anul 1992 îi aduce premiul întâi la concursul Ion Minulescu de la Slatina și încă un premiu la concursul Blaga de la Sebeș. Iar în anul 1994 câștigă premiul revistei Transilvania. Iată că acum comite lansarea primului volum de versuri intitulat Drumul spre semn, ce unește între coperți 52 din poeziile celui care este poet-inginer, inginer-poet și conducătorul cenacului slătinean Scaune. Lansarea de carte a fost deschisă de gazdă, Paul Matiu, după care ostilitățile, ca să spunem așa, au fost conduse de Nicolae Fulga din partea Centrului Județean de Creație. Și-au spus cuvântul despre poezia și despre persoana lui Nicolae Zărnescu, poeta Elena Cruceru, Margareta Saimac, poetă de la Pietroșani, Călin Jipa, editorul acestui volum de versuri, Viorel Dăianu, membru al Uniunii Scriitorilor din România, Constantin Milea, poet membru al Cenaclului Balada, Visi Ghencea, director al Casei de Cultură, unde ființează Cenaclul Scaunele, George Weiman, poet slătinean retras din prima linie, George Elian, poet slătinean, și chiar unchiul poetului pe nume tot Nicolae Zărnescu. Am reținut pentru dumneavoastră, din spusele vorbitorilor, că acest volum de poezie este o probă de originalitate cu jocuri de limbaj ce atacă marile teme ale tinerei generații, demonstrând un rost al cuvântului și o voință de dematerializare a lumii în care formele geometrice capătă sensuri ascunse. Nicolae Fulga chiar îl consideră pe Nicolae Zărnescu cel mai mare poet actual slătinean. Asistența s-a așezat apoi la rând pentru obișnuitul autograf al autorului. Dorim și noi succes poetului Nicolae Zărnescu, mai ales că lumea este un vis și visul este o lume.